Teatru Serial. Teatrul Național Radiofonic prezintă în premieră absolută Salonul Roșu. Scenariu de Pușarot după romanul cu același titlu de August Strindberg. Traducere de Corneliu Papadopol. Episodul al 8-lea. Asesor Arvid Falk, am onoare. Iată un gen pe care îl înțeleg. Vă mulțumesc, domnule președinte. De ce scrieți atât de melancolic? S-ar putea crede că ați fost nefericit în amor. Permiteți-mi să beau în sănătatea dumneavoastră, domnule asesor Falk. De ce nu scrieți pentru ziarul meu, domnule asesor? Nu cred că domnii ar tipări ceea ce scriu eu, domnule redactor. A, nu știu ce ne-ar putea împiedica, domnule asesor. Opiniile. Asta nu e o chestiune atât de gravă. Se poate ajunge la o înțelegere. Noi nu avem nicio opinie, niciuna. Noroc, Falk, noroc, ești un geniu, poet. Rundele, ce stai jos fără discursuri, te rog frumos, ești amețit. Nu sunt amețit. E prima oară când vine la o asemenea. Hai, sunt emoționat că acești oameni m-au reprimit în cercul lor. Am stat pe scaunul vechi al casei părintești, am recunoscut serviciul cel mare de masă care odinioară era scos doar o dată pe an. Dar nu trebuie să mă las înșelat de chipurile lor prietenoase. Toată festivitatea mi se pare o mascaradă. Ce interese comune puteau avea profesorul Borg, om de mare prestigiu științific, și fratele lui, incult? Participau la aceeași societate anonimă. Ce căuta aici înfumuratul capitan Gillen Borst? Venise să mănânce? Imposibil. Cu toate că oamenii merg destul de departe ca să mănânce. Dar președintele, dar amiralul, aici existau legături invizibile, puternice, poate indestructibile. Ia, ce veseli sunt. Dar râsul e prea strident, glumele curg, dar sunt acre. Când mă uit la portretul agățat deasupra pianului, la chipul tatălui meu care privește societatea mânios, devin nostalgic. Fratele meu Nicolaos radiază de mulțumire, dar evită să mă privească în ochi. Stai, hopa, fratele meu ține un discurs, hai să-l ascult. Doamnelor și domnilor, trebuie să ținem cont că forțele proprii și voința fermă îl conduc pe om către țelul său. Independența economică și o poziție socială deosebită. Toate acestea la oaltă creează sentimentul demnității și dau tăria de caracter fără de care nu putem fi de niciun folos. De niciun folos pentru binele comun. Acest țel suprem la care putem ajunge și către care, domnii mei, ne îndreptăm până la urmă toate aspirațiile, ca să spunem adevărului pe nume. Beau în sănătatea onoraților mei oaspeți, care îmi cinstesc astăzi casa, și sper că mă voi bucura deseori de o asemenea onoare. Vă mulțumesc! Domnul
Arvid, credeam că nu mai vii. E atât de grandioasă iluminația acolo sus. A, de asta, Ole, aș fi dorit să fii și tu acolo. E, cum se descurcă Lundell în lumea bună? Să nu-l invidiezi. Nu, îl așteaptă zile amare dacă rămâne portretist. Și zice, hai să schimbăm vorba. Bine. Am așteptat cu multă nerăbdare seara asta când îi voi putea vedea pe muncitori de aproape. Cred că va fi o adiere de aer proaspăt după atmosfera asta înăbușitoare. Parcă m-aș duce la pădure după ce am zăcut într-un spital. Nu mi se va răpi oare și iluzia asta? E, muncitorul este bănuitor? Trebuie să fii prudent. E nobil, e străin de meschinărie, ori poate l-a stricat oprimarea. Vei vedea, vei vedea, dragul meu Arvid. Multe în lumea asta sunt altfel decât ți le închipui. Da, Ole, din păcate, așa este. Arvid, am ajuns la sediul Asociației Muncitorești Steaua Nordului. Aoleu, dar abia acum văd. Nu trebuia să vii în frac. Păi nu, pentru că nu face impresie bună. Hai, vino să te prezint. Dumnealui este tâmplarul Erickson. Vă salut, domnule. Da, da, ia uite. Încă un domn care vrea să devină deputat. Mi se pare că am pirpiriu pentru așa ceva. Nu, vine de la ziar. Care ziar? Păi... Există tot felul de ziare. Poate vrea să-și bată joc de noi. Nu, asta în niciun caz, nici de cum. Este un prieten al muncitorilor și vrea să facă totul pentru voi. Nu său? Păi asta e altă treabă. Dar păi? Mă tem de astfel de domni. A fost unul care a locuit la noi, adică în aceeași casă, sus, în Munții Albi. Da. Era viceadministrator. Struve se numea canalia. A venit președintele, da. El e Rotaru Löfgren, consilier municipal și posesor al medaliei Litteris et Artibus. Așezați-vă ca secretarul să poată citi procesul verbal. Așa, luați loc aici. Domnule secretar, vă rog să dați citire procesului verbal. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia pregătitoare supune aprecierii dacă Asociația Muncitorească Steaua Nordului dorește să-și exprime dezaprobarea ce trebuie să o arate oricare cetățean de bună credință față de mișcările ilegale care sub numele de greve se desfășoară în aproape toată Europa. Consideră asociația... Da! Domnule președinte! Ce președinte? Ce e gălăgia aia acolo în fund? Nu face nimeni gălăgie! Eu cer cuvântul! Da, cine este eu? Maestru Tâmplar Erickson, domnule președinte. Ești maestru? Când ai ajuns maestru? Mi-am terminat ucenicia, dar n-am avut niciodată mijloace ca să-mi trec proba de maestru. Dar sunt la fel de priceput ca oricare și lucrez pe cont propriu. Asta pot să vă spun. Ucenicule! Erickson, să fie așa de bun, să stea jos, vă rog, liniște, și să nu ne mai deranjeze în continuare. Consideră asociația că propunerea poate fi adoptată? Domnule președinte! Da, despre ce este vorba? Dar cer cuvântul, lasă-mă să vorbesc, domnule! Erickson are cuvântul, da. Ucenicul Erickson își scrie numele... Da. Îi scrie numele cu X sau cu Z? Nu scriu deloc, domnilor, eu discut.
Da, asta fac. Și dacă mi s-ar da cuvântul, aș spune că greviștii au dreptate. Exact, da. Căci dacă maestrii și patronii se îngrașă, fiindcă nu fac nimic altceva decât umblă să se fandosească prin vizite și alte asemenea rahaturi, da, exact, în schimb pe muncitor asta îl costă sudoarea, domnule președinte. Știm noi de ce nu ne plătiți munca, fiindcă atunci am căpătat drept de vot pentru parlament și vă temeți de asta, domnule! Domnule președinte! Domnule președinte! Liniște! Și știm bine cum Comisia de Impuneri reduce impozitele de îndată ce ating acea cifră. Da, domnule președinte, dacă mi s-ar da cuvântul, aș mai spune multe. Liniște! Dar tot degeaba, domnule președinte! Liniște! Capitanul de cavalerie von Sporn! Domnule președinte! Ascultăm! Domnilor! Sunt capitanul de cavalerie von Sporn. Este cu totul și cu totul surprinzător că într-o adunare ca aceasta, care de altfel s-a remarcat printr-o comportare demnă la nunta regală, câștigându-și astfel o atât de bună reputație, le este permis unor persoane lipsite de orice tact parlamentar să compromită o asociație onorabilă prin desconsiderarea rușinoasă și brutală a tuturor formelor. Da, da, credeți-mă, domnilor, așa ceva nu s-ar fi întâmplat într-o țară unde se învață din tinerețe disciplina militară. Vrea să spună serviciul militar obligatoriu. Unde există... Unde există deprinderea de a te conduce pe tine însuți și pe ceilalți. Exprim speranța comună că asemenea manifestări turbulente nu vor mai avea loc printre noi de aici înainte. Spun noi pentru că și eu sunt muncitor. Noi toți suntem muncitori în fața celui etern. Și eu spun în calitate de membru al acestei asociații. Și ar fi o zi de doliu, aceea în care ar trebui să-mi retrag cuvintele pe care le-am spus zilele trecute într-o altă adunare. Da? Asta a fost la Liga Națională a Prietenilor Serviciului Militar Obligatoriu. Și anume, am o deosebită stimă pentru muncitorul suedez. Consider adunarea că propunerea comisiei pregătitoare poate fi adoptată? Punctul al doilea. La propunerea individuală a unor membri, comisia pregătitoare supune aprecierii Asociației Muncitorești dacă, având în vedere apropiata confirmare a alteței sale regale episcopului de Dalsland, ca semn al recunoștinței datorate de muncitorii suedezi casei regale, dar în mod deosebit ca expresia dezaprobării față de acele agitații muncitorești care, sub numele de comună, devastează capitala Franței. Este cazul să se colecteze cotizații pentru fondul necesar procurării unui dar onorific, a cărui valoare nu trebuie totuși să depășească 3.000 de coroane. Domnule președinte! Domnul doctor Haberfeld. A, nu, domnule președinte, sunt tot eu, Erickson, care cer cuvântul. Păi da, liniște. Da, poftim, Erickson are cuvântul. Da, vreau să vă explic că nu muncitorii au făcut comuna din Paris, ci funcționarii, domnilor, da, avocații, ofițerii, tocmai astfel de partizani ai serviciului militar și ziariștii, ăștia au făcut-o. Exact, da, dacă m-aș pricepe să vorbesc, i-aș ruga pe acești domni să-și exprime sentimentele și într-un album ocazional. Liniște, consider asociația că propunerea poate fi adoptată? Liniște, propunerea a fost adoptată. Da,
Domnule Erickson, așa merg întotdeauna treburile pe aici. Credeți că este amuzant, domnule? Îți vine să smulgi părul din cap. Eu o numesc corupție și trădare. Numai egoism și josnicie, domnule. Niciun om de inimă care să poată promova cauza. De-aia se va ajunge unde se va ajunge. Și unde se va ajunge, domnule Erickson? Vom vedea, domnule Falk, vom vedea. Domnule Ole Montanus, ești pregătit? Da. Ține-te bine pentru că o să fii criticat. Sunt obișnuit cu asta. Liniște! Ucenicul de sculptor Olof Montanus ne-a anunțat că va ține o conferință despre Suedia. Dar, liniște! Subiectul mi se pare foarte vast și prea general ca semnificație. Da. Dacă ne promite să-l ducă la capăt într-o jumătate de oră, dorim să-l ascultăm, da? Ce părere aveți, domnilor? Domnule Montanus, fiți așa de bun și poftiți în față. Da, vă mulțumesc. Da, poftiți. Domnilor, despre Suedia. No. Câteva puncte de vedere. Ar putea fi mai mult decât o presupunere gratuită că ideea cea mai fecundă și aspirația cea mai puternică a zilelor noastre este de a anula meschinul sentiment național care separă popoarele și le face să se dușmănească între ele. Ce? Am văzut care sunt mijloacele folosite în acest scop, expozițiile mondiale și rezultatele lor, diplomele de onoare. Ce flemea mai fost și asta? Puțin cam bruscă, dar bună de altfel. Domnilor, națiunea suedeză pășește și de această dată, ca întotdeauna, în fruntea civilizației. Da, așa. Și ea a înțeles într-un grad mai înalt decât oricare altă națiune educată să fructifice ideea cosmopolită și, în această privință, dacă putem judeca după datele existente, s-a ajuns deja foarte departe. Domnilor, Suedia, după cum se știe, a fost la origine o colonie germană. Și limba, care s-a păstrat destul de curată până în zilele noastre, da. Este germana din nord în 12 dialecte. Asta știm! Mă rog, această situație, și anume dificultățile provinciilor de a se înțelege între ele, a fost o pârghie puternică cu ajutorul căreia s-a frânat dezvoltarea nesănătoasei noțiuni de naționalitate. Împrejurări fericite s-au opus totuși unei influențe germane unilaterale, care odinioară a mers atât de departe, încât Suedia, da, domnilor, Suedia a fost încorporată ca provincie germană. Are dreptate! Aduceți-vă aminte, de pildă, sub Albrecht de Mecklenburg. Da. Aici socotesc în primul rând cucerirea provinciilor daneze Scania, Halanda, Blekinge, Bohusland și Dalsland. Da! Cele mai bogate provincii ale Suediei au fost populate de danezi, da, care mai vorbesc și astăzi limba țărilor și refuză să recunoască stăpânirea suedeză. Doamne Iisuse, unde o fi vrând să ajungă? E nebun? Scania, de exemplu, consideră încă și astăzi drept capitală Copenhaga. Iar scanienii formează în Parlament partidul de opoziție. Da. Aceeași este și situația cu Göteborgul danez, care nu recunoaște Stockholmul drept capitala Imperiului. Acolo însă au căpătat preponderență englezii și au întemeiat o colonie. Da, această națiune, și anume cea engleză, pescuiește în fața coastei și desfășoară în timpul iernii aproape tot comerțul angro din oraș. Așa e. Și nu ne mai dăm voie. Da, iar vara pleacă și se bucură de bogățiile adunate la ea acasă pe podișul Scoției. Are dreptate. Acum,
de altfel între noi fie vorba un popor minunat. Englezii mai public aici un mare ziar în care își laudă isprăvile proprii fără să le condamne neapărat pe ale altora. Apoi trebuie să ne oprim atenție la numeroasele imigrări care au avut loc din timp în timp. Așa e, așa. Avem finlandezi în pădurile finice, dar și în capitală, unde au emigrat ca urmare a situației politice grele din patria lor. Da! În uzinele noastre siderurgice mai mari găsim o mulțime de valoni imigrați în secolul al XVII-lea. Da, al XVII-lea, care vorbesc și astăzi franceza lor stricată. Se știe că un valon a fost acela care a introdus în Suedia noua constituție preluată din Valonia. Mă rog, oameni destoinici și absolut cinstiți. Bravo! Ei, ce dracu mai e și asta? Acum, sub Gustav Adolf au pătruns în țară o mulțime de vagabonzi scoțieni și s-au angajat soldați. Da. Fapt pentru care au ajuns chiar în rândul nobilimii. Pe coasta răsăriteană se află multe familii care mai păstrează tradițiile unei invazii din Livonia și din alte provincii slave. De aceea aici se întâlnesc adesea tipuri curat tătărești. Eu susțin că poporul suedez se află pe calea cea mai bună spre deznaționalizare. Ce? Vă rog, deschideți armorialul nobilimii suedeze și numărați numele suedeze pe care le întâlniți. A? Dacă găsiți mai mult de 25%, puteți să-mi tăiați nasul, domnii mei. Dacă te gândești câți netrebnici au stat pe tronul Suediei, rămâi uimit de faptul că națiunea mai este încă și astăzi atât de regalistă. O prevedere a Constituției ca aceea că regele trebuie să fie întotdeauna un străin era inevitabil să ducă direct la țintă. Deznaționalizarea! Da, domnilor, chiar asta a și făcut. Că țara ar câștiga prin alipiri de nații străine, aceasta este convingerea mea, căci nu poți pierde ceea ce nu ai. Națiunii lipsește pur și simplu naționalitatea. Din milionul de locuitori care existau în țară sub Gustav Adolf al II-lea, au fost recrutați și lichidați 70.000 de bărbați în putere. Așa e! Câți oameni au nimicit Carol al X-lea, al XI-lea și al XII-lea? Da. Nu pot spune! Al XII-lea? Da! Dar ne putem închipui ce rasă puteau procrea cei rămași la vatră care erau toți reformați ca inapți. Domnilor, revin la afirmația că ne lipsește naționalitatea. Poate oare cineva să-mi spună ce este suedez în Suedia, în afara pinilor noștri, molizilor noștri, minelor noastre de fier, care în curând, o să vedeți, nu vor mai avea căutare pe piață? Ce sunt cântecele noastre populare? Ce? Vă spun eu! Ce? Romanțe franțuzești, englezești și nemțești, prost traduse! Nu se poate așa! Da. Altceva! Ce sunt costumele noastre populare, a căror dispariție o regretăm? E, ce sunt? Vă spun tot eu, vechi rămășițe ale costumelor senioriale din Evul Mediu. Da, da, încă pe vremea lui Gustav I, cei din Dalarna cereau să fie pedepsiți aceia care poartă haine decoltate sau pestrițe. Probabil că straiele pestrițe de curte și costumele burgunde nu ajunseseră încă la femeile din Dalarna. Și cu siguranță că de atunci au mai fost multe schimbări de modă. Vă rog frumos, spuneți-mi vreun poem suedez, o operă de artă, o bucată muzicală care să fie specific suedeză și să se deosebească de tot ce nu este suedez. Nu știu, vă rog frumos, arătați-mi o construcție suedeză. Nu veți găsi niciuna. Și dacă veți găsi vreuna, ori e proastă, ce?
ori e imitată după model străin. Știu eu una! Nu cred că exagerez afirmând că națiunea suedeză este o națiune lipsită de talent? Îngânfată? Rușine! Rugarnică? Rușine, așa ceva nu! Invidioasă, meschină și grosolană! Rușine! De aceea rușine! Se îndreaptă cu pași mari spre pieire! Domnilor, vă rog frumos, am auzit că l-ați pomenit pe Carol al XII-lea. Da! Carol al XII-lea este mort? Știm! Lăsați-l să doarmă până la jubileul următor. Lui trebuie să-i mulțumim în primul rând pentru deznaționalizarea noastră. Și de aceea, domnilor, vă rog, uniți-vă glasurile cu al meu într-un quadruplu ura! Niciodată! Domnilor! A, da! Trăiască Carol al XII-lea! Da! Trăiască Carol al XII-lea! Trăiască! Liniște! Rog adunarea să revină la ordine! Liniște! Se poate închipui o nerozie mai mare a unei națiuni decât aceea de a învăța poezia în străinătate? A? Cum? Ce? Închipuiți-vă niște boi! Da! Niște boi care pot merge 1600 de ani în urma plugului fără să ajungă la ideea de a compune cântece. Dar a venit un flăcău năzdrăvan de la curtea lui Carol al XI-lea și a distrus toată opera de deznaționalizare. Păi da, până atunci se scrisese nemțește, dar acum trebuia să se scrie în suedeză. Foarte bine! De aceea îi rog pe domnii mei, pe dragii mei domni, să-și unească glasurile cu al meu pentru a striga jos cu câinele mizerabil Georg Stirnhelm! Domnilor, națiunea suedeză, și uite că lucrul ăsta se vede, știe doar să strige și să bată. Exact cum am auzit mai înainte. Da. Și pentru că nu sunt lăsat să continui și să vorbesc despre guvern și impozitele cenzitare ale coroanei... Nu ai voie să vorbesc! Ei, da! Da! Gara! Gara! Vreau să spun doar că astfel de mitocani slugarnici, cum am auzit astă seară, sunt pregătiți în orice moment pentru despotism. Da, domnilor, am zis bine, pentru despotism. Și îl veți avea. Da, da, îl veți avea. Lăsați-vă în seama lor. Veți avea absolutism. M-ați lovit, m-ați nenoroci foarte bine și un neam nerecunoscător care nici măcar nu vrea să audă adevărul este condamnat. Lăsați-mă! Trăiască Carol al XII-lea! Jos cu Georg Stenghis! Ați ascultat episodul al 8-lea din serialul radiofonic Salonul Roșu, scenariu de Pușarot, după romanul cu același titlu de August Strindberg, traducere de Corneliu Papadopol. Distribuția a fost următoarea: Arvid Falk, Cristian Iacob, Ole Montanus, Eugen Cristea, Carl Nicolaus Falk, Mihai Constantin, Templarul Erickson, Marius Călugărița, Rotarul Löfgren, președinte, George Grigore, Capitanul von Sporn, Cristian Simion, Secretarul Mihai Niculescu, Lundel Marius Manole, Președintele Colegiului pentru Plata Salariilor Ștefan Velniciuc, O tânără Alina Teianu, Redactorul de la Capa Gri
Ion Mărgescu. Redactor și producător, Costin Tuchilă. Regia de studio, Janina Dicu și Renata Rusu. Regia de montaj, Mirela Anton, Dana Lupu și Radu Verdeș. Regia muzicală, Sterica Muscalu. Regia artistică, Vasile Manta. Producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2016. Episodul al 9-lea va putea fi ascultat mâine, la aceeași oră, pe același program.